Vă salut, stimați colegi. Astăzi vreau să vă arăt grâul răsărit în secetă extremă, grâul anul 2. Aici s-a executat înaintea aratului cu stelată dezmiriștirea. Am băgat oile după ce s-a mai înverzit o țâră cât a mai plouat. Apoi am arat subțire 15, 18, maxim 22 cu stelată. Dacă puneam și bateriile de disc înaintea stelatei și le trăgeam după plug, era perfect. Și mai nou, ați văzut plugul pe 2V cu corben de curcan, când i-am pus pe brațe bateria de disc, dacă o foloseam și pe aceea, încă nu era inventată de mine, nu știam de ea, nu mai ieșeau acești bolovani imenși. Deci i-au ieșit pe bucățica asta. Aici, anul trecut, după mazăre, am adus vreo 5 remorci de bălegar și le-am împrăștiat cu o lamă în spate. Am făcut 1001 de treceri pe metru pătrat să împrăști bălegarul ăla și iată cât s-a bătut pământul de anul trecut, din toamnă. Au legătură foarte mare tehnologiile aplicate de la un an la altul. În timp ce la dumneavoastră poate plouă, unii ne-ați arătat că a răsărit grâul foarte frumos, bravo! Alții nu pot semăna în continuare grâul, orzul, din cauza că sunt ploi mereu. Clima s-a schimbat. Aici, în Dobrogea, se pare că e ireversibil, se va instala deșertificarea. În 25 de ani nu se va mai face agricultură fără irigație, ca acum. Acolo este canalul. Urmăriți-l cu atenție pe unde au crescut pomii. Nu vă mai arăt, e ceva groaznic, sunt numai gunoaie aduse de sătenii noștri care și-au vândut pământurile și îi doare undeva acum că noi, cei care mai dăm ceva de mâncare românii țării, nu avem apă. Ba râd ca nesimțiți. Bun. N-a mai plouat de 2 luni, serios. Ploile au fost nici de un deget, hai să zic, 2 cm adâncime. Grâul luptă. Luptă imens. E greu de sămânț, nu? Am să măsurăm. Eu am măsurat mai înainte, să nu mă chinui acum. Iacă-te de la cât vine. 6-7 cm. Am găsit la 10 cm adâncime. Unii ingineri mai tinerei așa: cum, domnule, îl pui la 10 cm, nu mai iese? Ăsta e grâu românesc, domnule. El dă sute de ani. E învățat pe aici, pe meleagurile românești. Iacă-te și îngrășămintea dizolvată. Nu știu dacă o observați dumneavoastră. Aici am uitat să vă zic că înainte de semănat,
Vă aduceți aminte că am băgat îngrășămintea cu semănătoarea. Și Nea Sorina am văzut că a făcut acest lucru foarte bine, Nea Sorine. Am mulți prieteni pe YouTube. Ia câtă grâul din sămulastră. Se vede că sămânța nu-i tratată. Nu se prezintă chiar așa de bine ca cealaltă tratată. Dar și ea vine. După asta m-am luat și am garantat, mi-a garantat bobul de greu că voi trăi. De la o adâncime bunicică. Am pus stegulețe. Să vedeți că, Doamne ferește, n-am dat înainte cu vreo sticlă de apă sau ceva. Nu puteam, uitați unde e, de la steagul ăsta până dincolo. Și așa mai departe. Se vede, nu? Se văd rândurile. Dar au început să iasă și așa zisele buruieni. De unde bani să mai dau o ierbicidare înainte de a răsări grâul? Au mai venit și larvele. Cine știe ce naibă o fi ăsta. Mi-am pus segurețele să urmăresc în lungime cum răsare de la 3-4 zile, o săptămână, una după alta. Să-l studiez cumva, moare. Că numai apa o să evapore și în adâncime de la 10 cm. Iarăși îngrășăminte aruncată de vecinul pe deasupra, el încă n-a semănat. Încă un lucru important. Aici a trebuit să semăn lângă vecinul și între noi am lăsat un șanț. Când am venit cu semănătoarea, a trebuit să merg cu a întâia și patina a intrat la 8-10 cm adâncime. Acolo a lăsat sămânța. Deci adâncimea de semănat la noi este foarte importantă. Cât mai adânc, la talpa de udeală, udătura o ții în sol prin acest praf. Nu-i chiar praf. Mai e sămânță neîncolțită, dar asta n-are mai mult, asta ci că ar fi după carte la 5-4 cm adâncime. Încă ceva foarte scurt. Pe timpul ceapeului, când aveam irigații peste tot, Dobrogea a fost terminată prima în sistem de irigat, canale, taluzuri, stăvilare, țevi pe mijlocul solei și așa mai departe, țevi de principale de irigație. Atunci când nu puteam ara, că arsa punea in cam mult, erau singurii fraieri din zonă, cam mult, din 1425 de hectare puneau vreo 250-300 de hectare de in și prima dată se smulgea cu mâinile până au apărut LKV-urile, mașinile rusești de smuls inul și le făcea znopi, znopi.
le lăsa pe câmp și oamenii le adunau, le aruncau în PTB-uri. E, după in noi irigam și aram frumos, cu acei scormonitori la mijlocul lui pe 3x30. Aia constituia și o apă de aprovizionare. După in venea grâu, normal. Arsa mai punea fasole, la fel se întărea pământul. Irigam, acolo se punea grâul românesc de sămânță. Poate era de pe timpul lui Decebal, ca genă. Am văzut și grâuri străine foarte bune, dar eu sunt patriot. No, fraților, pentru o Românie dezvoltată, hai cu irigațiile, că vine seceta extremă, deșertificarea în Dobrogea. Mă scuzați, numai bine, sănătate!